revenit în direct, doamnelor, domnilor. Astăzi, alături de mine, este subprefectul județului Hunedoara, domnul Lorin Sel. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc de invitație pentru ocazia de a transmite telespectatorilor informații atât administrative din cadrul instituției în care lucrez în acest moment, instituția prefectului județului Hunedoara, dar și politice din cadrul UDMR, organizația județului Hunedoara, al cărui președinte executiv sunt. Da, până la urmă, administrația politică se îmbină, să sperăm că și frumos cumva, pentru că discutam puțin mai devreme și cu domnul Moloț, pe care l-am avut în emisiune puțin mai devreme, și discutam și despre această coaliție, PSD, PNL, ce se întâmplă, și inevitabil și UDMR este un pion important în această coaliție. La nivelul județului lucrurile se cam precipită între PSD și PNL. UDMR rămâne destul de liniștit în aceste conflicte, să le spunem, care apar. UDMR întotdeauna cred că a fost liantul stabil dintr-o guvernare în care am participat și în această guvernare, atât la nivel național cât și în județul Hunedoara, pentru că scopul nostru nu este de a ne certa cu cineva, de a intra în conflict, ci este de a căuta ceea ce ne unește, nu ceea ce ne despină, și să lucrăm în beneficiul comunității județul Hunedoara, beneficiul comunității maghiare din județul Hunedoara, pentru că dacă comunității întregi le este bine, atunci le este bine și concetățenilor noștri maghiari din județul Hunedoara, și la fel, ceea ce facem pentru a trăi mai bine comunitatea maghiară în județul Hunedoara, o facem pentru întreg județul Hunedoara. Până la urmă, asta ar trebui să fie o deviză așa pentru toate partidele politice, să fie acolo pentru oameni și pentru a realiza unele proiecte, până la urmă și pentru familiile acelor politicieni, cât și pentru toți cetățenii județului Hunedoara, că acum aici ne raportăm la ce se întâmplă în județ. Vorbim și despre politică astăzi, dar aș vrea să discutăm puțin și despre ce se întâmplă în județ. Avem inundații, avem incendii, mai nou avem și cutremure, din păcate. Toate acestea au condus cumva la unele pagube și mă refer aici la ce se întâmplă în special în Valea Jiului, acolo unde cutremurele și numeroasele replici s-au resimțit mult mai tare față de restul județului. Au fost create destul de multe pagube și dacă ne raportăm la ce se întâmplă în prezent în Aninoasa, acolo unde 80 de familii au fost evacuate din locuințele care stau să cadă, trebuie să recunoaștem că nu mai sunt niște clădiri care să reprezinte siguranță pentru ei. În prima fază aceștia au refuzat să se mute din acele locuințe. Care este situația acum? Chiar astăzi colegul meu, domnul prefect Cănin Petru Marian, s-a deplasat pentru a doua oară din decurs de mai puțin de o săptămână la Inoasa. A fost și vineri acolo împreună cu celelalte autorități publice județene pentru a vedea situația la fața locului, pentru a vedea deja măsurile care au fost luate în Comitetul Județean pentru situații de urgență, și anume instalarea celor 11 containere care existau în județul Hunedoara, pentru ca o parte din cele 112 familii, pentru că de asta este vorba, aproximativ 300 de persoane, să se poată muta în aceste containere care au fost puse la dispoziția lor. Știm foarte bine, săptămâna trecută au avut loc mai multe cutremure, dintre care două care s-au simțit chiar și în Deva, și în urma acestora Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a trimis la fața locului grupul de suport tehnic, din care fac parte mai multe instituții, dintre care cele mai cunoscute ISU și Inspectoratul pentru Stat în Construcții. A fost expertul care a fost împreună cu ei, a constatat că 11 dintre acele construcții P+1 care au fost construite la sfârșitul secolului XIX, deci este vorba de niște construcții foarte vechi. Au care fost, cel mai probabil nici nu au suferit modificări, reabilitări în foarte multe din păcate nu, și în care mulți oameni stau la a treia generație în acele clădiri. A constatat că cel puțin două dintre ele trebuie evacuate imediat, iar
Comitetul Local pentru Situații de Urgență a și luat măsura evacuării acestor persoane. Din păcate, ele nu au înțeles pericolul la care se expun și chiar au semnat niște declarații pe propriu răspundere că nu vor să părăsească acele locuințe. Pentru a putea să îi convingem că este mai bine să se mute până se rezolvă situația, pentru acest lucru au fost luate măsurile în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și s-a analizat că este nevoie de aproximativ 100 de containere care sunt racordate la energie electrică, cetățenii au acces la grupuri sanitare, la sala de sport unde sunt amplasate, ele au fost dotate, cele 11 de care discutăm, pentru că în județ mai sunt încă 7 și urmează și acelea să ajungă în aceste zile la noastră, ele deja au fost dotate cu paturi, cu pături, cu perne. Avem acum în imagine în care colegul meu, domnul prefect, este acolo la fața locului. Acestea sunt containerele, acestea sunt containere. Care au fost folosite în perioada pandemiei coronavirus. Da, acestea au fost deja în județ, au fost folosite de către spitalele care au avut nevoie în perioada COVID, iar acum fiind o situație acolo mult mai importantă și de urgență, ele au fost transportate acolo și am mai solicitat de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat încă 80 de containere pentru a fi mutate toate persoanele în aceste condiții. Cu aceste 80 de containere, pe lângă cele 11 de care spuneați și încă 7 și încă care 7 mai sunt în județ, acoperă toate familiile necesare în cazul în care se vor muta toate familiile. Dar trebuie să spunem că în acest moment avem doar o notă tehnică asupra acestor clădiri care arată destul de rău, asta este adevărul, însă autoritatea publică locală, adică primăria, a contractat servicii de specialitate de expertiză care vor spune în aceste zile dacă acele clădiri trebuie dărâmate în totalitate sau ele pot fi renovate. Pentru că trebuie să spunem că în perioada în care a trecut consolidate, 10 clădiri au fost consolidate către autoritățile publice locale, dar din lipsă de fonduri ei s-au oprit. În acest moment este un moment oportun despre această problemă se cunoaște la nivelul primului ministru cu care a discutat domnul prefect, a intervenit pentru a ajunge aceste containere împreună cu ceea ce spuneam, dotările lor, inclusiv domnul secretar de stat Raed Arafat, toate instituțiile sunt alături de noi pentru a face condiții decente de trai pentru acest cetățen, până vom ști care este situația clădirilor, cum se pot, dacă ele pot fi trebuie dărâmate sau pot fi consolidate și să fie alocate bani pentru acest lucru. Vor fi alocați bani de către statul român, În momentul în care vom ști care este situația lor și se va întocmi un deviz pentru aceste lucrări, va fi întocmită o hotărâre de guvern de către instituția prefectului și va fi transmisă către guvern. Dar situația nu este una deloc plăcută, cel puțin pentru acele familii și pe bună dreptate, pe de o parte, că nu își doresc să părăsească unii dintre ei locuințele, pentru că, vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi, casa noastră, oricum arată ea, e cea care e cel mai important, poate, pentru noi, nu își părăsesc mulți locuințele, am văzut și în cazul unor inundații, sunt persoane care preferă să rămână în locuințe și nu să plece în altă parte. Cu atât mai mult cu cât e posibil ca acești oameni să nu se mai întoarcă poate niciodată în acele clădiri. Se vor întoarce în niște clădiri renovate sau chiar niște clădiri noi. Chiar niște clădiri noi, pentru că, v-am zis, este deschidere de la cel mai înalt nivel de la guvern și va fi rezolvată situația acestor persoane, care nu este nouă. Pentru prima oară, doar că acum se iau cele mai bune măsuri sau cele mai importante măsuri, până acum de fiecare dată li s-a spus că nu sunt bani sau poate nu este cel mai oportun. Acum se intervine și va fi rezolvată în sfârșit situația acestor persoane. Nu vor să-și părăsească, dar trebuie să gândească la siguranța copiilor, pentru că sunt și foarte, foarte mulți copii acolo, pentru că nu putem ști dacă în aceste zile vor fi sau nu cutremure și suntem obligați să luăm toate măsurile pentru a asigura siguranța familiilor care sunt în această situație.
Da, în Valea Jiului sunt și câteva școli care au fost afectate, nu atât de mult, pentru că discutam și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara cu privire la școlile, la situația școlilor din județ în urma acestor cutremure, pentru că la noi acum se iau măsuri, acum se fac verificări. Din păcate trebuie să ajungem la o astfel de tragedie cumva ca lucrurile să fie puse așa în mișcare mai bine, dar acele școli din fericire sunt, se pare că în siguranță cumva, copiii și dascălii sunt în siguranță. Să sperăm că nu vom mai avea astfel de evenimente cu tremurele să ne ocolească și să nu mai fie de fapt în această zonă, o zonă activată. Acum, iată, și experții sunt curioși cum de s-a activat această zonă a seismelor din județ. Vedem ce se va întâmpla mai departe. Important este că ați găsit soluții chiar de moment pentru aceste familii. Spuneam că sunt și inundații în județ și chiar astăzi a fost emis un cod hidrologic, în special pe Criș. Acolo se pare că avem probleme în fiecare primăvară și nu numai. Așa este, deci au fost și săptămâna trecută probleme pe Criș în zona Vața. Comitetul, de la fel, comisia care evaluează pagubele a Comitetului Județean pentru situații de urgență, chiar azi mâine se va deplasa în zonă, reprezentanți ai mai multor instituții, printre care și instituția prefectului, Inspectoratul pentru situații de urgență, Consiliul Județean, Apele Române, pentru a evalua pagubele produse de către inundații. Așa este, în acea zonă este foarte important să se termine barajul de la Mihăileni, care ar strânge apele și nu ar mai fi aceste probleme care, din păcate, sunt anuale în acea zonă a județului. Însă, așa cum v-am spus, comisia de evaluare se deplasează în aceste zile în localitățile unde au fost pagube, le evaluează, iar pe baza acelora le vom propune la fel despăgubiri pentru oameni prin întocmirea unei sau unor hotărâri de guvern. Pe lângă cutremure, inundații, am avut parte de fapt și de azi dimineață de mai multe trenuri care au rămas blocate din cauza copacilor care au căzut pe calea ferată. Probleme au fost și pe drumurile, pe unele dintre drumurile din județul Hunedoara, copaci căzuți, trafic blocat, din păcate. Așa este, intemperii naturale se întâmplă, s-au întâmplat și se vor întâmpla, acestea nu pot fi prevenite, însă este foarte important că autoritățile, fie că este vorba în primul rând de către colegii de la ISU, dar și cei de la drumurile naționale și cei de la CFR au intervenit prompt, au îndepărtat acei copaci căzuți fie pe calea ferată pe tronsonul Valea Jiului, Crivadia, Petroșani, fie pe drumurile naționale și a fost repornită circulația atât feroviară cât și rutieră și nu au fost victime. Nu au fost victime, din fericire, doar cei care au avut de așteptat, unii dintre ei între. Așa este, din păcate, dar însă au fost monitorizați, nu au fost niciun fel de problemă. Dintre ei, cei care trebuiau să ajungă mai repede, de exemplu la Petroșani, au fost transportați de către colegii de la ISU, în așa fel încât au putut să ajungă în condiții optime, iar cei care au avut de stat nu au îndurat niciun fel de problemă. Revenim cumva la Miercurea Sirenelor. După toate aceste probleme pe care le-am amintit puțin mai devreme, iată că revine și acea Miercurea a Sirenelor, care ne avertizează cumva sau ar trebui să ne pună în mișcare de fiecare dată când le auzim. Este un proiect care a mai fost implementat, cred, anul trecut sau în urmă cu 2 ani. În fiecare miercuri auzeam acea sirenă. E, acum, când o vom auzi, cred că vom avea așa puțină strângere de inimă. Da, în această săptămână este săptămâna protecției civile organizată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara. Chiar sâmbătă am avut la instituția prefectului conferința de lansare și de prezentare a activităților, iar una dintre aceste activități din această săptămână este chiar Miercurea Sirenelor, așa cum bine ați zis. Nu este un proiect mai vechi care s-a derulat și ea se va desfășura în prima zi de miercuri, a fiecare lună, nu chiar în fiecare chiar zi, în fiecare lună miercuri, dar este importantă pentru că în cadrul ei sunt activate sirenele de alarmare ale populației, vor suna pentru că
cetățenii să știe ce fel de semnale și ce vor auzi în caz de probleme. Cele mai importante dezastre la care ar trebui sau vor suna aceste sirene, aceste sirene sunt cutremurile, inundațiile și anulecările de teren. Acestea și în, sunt principalele riscuri care, la care este expusă țara noastră. Iar acest exercițiu denumit Miercurea Sirenelor are ca scop testarea mijloacelor tehnice, pentru că ele, dacă nu sunt folosite ani de zile, e foarte bine că ani de zile nu sunt probleme, s-ar putea ca exact atunci când avem nevoie de ele să nu fie active. Ca atare, ele sunt, asta este o testare și o prevenire a populației, a pericolelor la care ele pot suna. Ca atare, nu trebuie să intre populația în panică, este un semnal de alarmă, un test care se desfășoară în fiecare și este un beneficiul cetățenilor dacă va fi cazul să avem nevoie de ele. Să sperăm că nu va fi nevoie de ele, dar e bine că ele sunt pregătite cumva, cum spuneați, pentru că sunt foarte mulți ani, poate, în care nu au fost folosite așa cum ar fi trebuit sau nu au fost verificate multe dintre ele și asta este, iată, un prilej bun, să spunem, deși mai bine ne lipsim de ele decât să le folosim. Spuneați și de Ziua Protecției Civile, o zi care va fi marcată mâine, pentru că în 28 februarie, dacă am bine aceste informații, Ziua Apărării Civile sau Protecției Civile este marcată mâine, oficial. Ce veți face în acest sens, concret? În acest an, având în vedere situația existentă, din mai multe ori, s-a decis la nivelul Inspectoratului General pentru Situații Urgente să nu fie numai o zi a protecției civile în care se marchează 90 de ani de la înființarea sistemului de protecție civilă în România, ci este o săptămână a protecției civile care a debutat astăzi și ține toată săptămâna, iar în această săptămână colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au mai multe activități preventive, educative, atât pentru elevi cât și pentru adulți. Și o să vi le prezint pe acestea. E important că sunt implicați și elevii în această ecuație, pentru că de la ei pleacă cumva de cele mai multe ori informațiile. Știu și multe cazuri în care copiii își trag de mână părinții în multe dintre cazuri, iar acest fapt că ajung cei de la ISU Hunedoara în mijlocul copiilor ar trebui să fie un rezultat foarte bun. Este foarte util și, așa cum ați spus, elevii sunt receptivi, sunt interesați de tehnica pe care ISU, ce fac pentru ei. Asta este interesant. În primul rând. Asta am văzut și la celelalte evenimente organizate când au fost elevi, au fost foarte... Și, așa cum spuneți, este foarte important pentru că inclusiv copiii mei vin, mă trag de mânică, îmi spun, uite, tati, cum îi pun întrebări, cred că este sunt niște factori de prevenire extraordinară în familie. Bineînțeles, trebuie să fie pregătiți și ei. Vor ajunge și în școli, dar până atunci, deja un weekend, colegii de la Salvamont au făcut o campanie de informare între turiștii care se află la schi în cele trei zone montane unde se practică schiul în județul Hunedoara, în Straja, în Parâng și Râușor. Astăzi se reia campania națională de informare preventivă Nu Tremur la cutremur și se vor distribui pliante în mai multe localități de către colegii de la ISU. Să sperăm că vor sta și la o discuție mai amănunțită despre acest subiect, nu doar să le fie înmânate acele pliante, că multe dintre ele ajung la gunoi, din păcate. Așa este, dar cine are întrebări, colegii care vor împărți le vor explica și vor sta. Acestea vor fi împărțite în Petrila, Simeria, Hațec și Vața de Jos, începând de azi și până vineri în foarte multe unități școlare din județ vor avea loc prezentări teoretice și practice privind tehnicile de acordare a primului ajutor și modului de comportament specific în cazul riscurilor, să știe ce au de făcut copiii și să spună și acest lucru acasă. Ieri au fost colegii noștri pompieri în unitățile de cult, pentru că e foarte important, știm foarte bine, se adună foarte multe persoane și este un lucru bun că se adună în unitățile de cult, dar la fel și acolo pot fi surprinși de către niște evenimente de și trebuie să știe
atât reprezentanții cultelor religioase, cât și cetățenii care merg să se roage în aceste, în aceste unități de cult. Da, pentru că panica se instaurează imediat. Este mulțime și este important, corect, să poată fi evacuați în condiții de siguranță, nu, nu a creat panică și cumva să fie haos și a fi să se accidenteze unii pe alții. O zi importantă este ziua de mâine, când la ISU și numai la ISU, la toate sediile subunităților din județ ale instituțiilor, ale inspectoratului pentru situații în urgență, vor fi ziua porților deschise. Ca tare, elevii și numai elevii. Eu am transmis mesajul sâmbătă și către adulți că pot merge și ei să vadă cum sunt dotați colegii de la ISU, tehnicile lor, cum funcționează. Cred că este un lucru util să mergem poate împreună cei care avem timp împreună cu copiii, să vedem aceste lucruri. Bineînțeles, copiii sunt interesați de și vor merge, dar e o ocazie și pentru adulți să viziteze unitățile ISU din județul Hunedoara. Miercuri, așa cum am vorbit deja, este Miercurea Sirenelor și sirenele din 64 de localități unde există vor suna și se vor face auzite. Poate vor fi amplasate și în celelalte zone unde nu există aceste sirene. Acolo pentru că nu există niște comune mici, unde și niște comunități mici, însă la inițiativa administrației publice locale ele pot fi amplasate și în acele localități. În afară de asta, și în principalele zone de aglomerare unde populația este prezentă, ca de exemplu centrul comercial din Deva sau în fața centrului lui Dragan Muntean din Hunedoara sau ori știe zonă pietonală, oamenii vor avea posibilitate să primească pliante de la colegii de la ISU și în același timp să discute cu ei despre ce au de făcut, despre prevenție, despre modul responsabil în care ar trebui să ne comportăm cu toți cetățenii în cazul unui dezastru. Până la urmă avem nevoie de educație în acest sens, pentru că la noi, cel puțin în județul Hunedoara, cam lipsit această modalitate de a învăța și în școli, parcă prea puține aplicații s-au făcut de-a lungul timpului cum trebuie să reacționăm în caz de cutremur, incendiu și așa mai departe, dar poate că ne mai mișcăm, nu doar pământul să se miște, să ne mai mișcăm și noi, iată, cu toate aceste lucruri, pentru că sunt până la urmă în beneficiul nostru și știm cum să gestionăm o astfel de situație. Corect, așa este. Au fost și până acum, nu putem spune că nu a existat, dar având în vedere situația de acum și într-adevăr, problemele care au existat, atât cu tremurile, cât și inundațiile, cât și perioada prin care am trecut, panica parcă este mai mare în cetățeni și atunci este foarte important să existe această campanie de informare, de conștientizare a fiecăruia ce trebuie să facă pentru el, pentru familie, pentru comunitate, pentru ceilalți pe care poate ajuta într-o asemenea situație. Deci cam acesta este programul acestei săptămâni, o zi care iată s-a transformat într-o săptămână de evenimente în care marchează Ziua Protecției Civile, spuneați 90 de ani de când avem această instituție, sub o formă sau alta, pentru că în 9 decenii a suferit unele modificări. Important este ce fac acești oameni pentru noi și cum reușesc să gestioneze inclusiv această perioadă destul de complicată, pentru că știu că și pompierii sunt sau ar trebui să fie mai prezenți în comunități pentru a prezenta toate aceste informații cu privire la cutremure, incendii, inundații și așa mai departe. Să sperăm că o și fac și să o fac așa cum trebuie, pentru ca oamenii să nu fie nici panicați atunci când îi văd pe aceștia. Nu, își fac treaba. Eu chiar îi felicit pe pompierii, pe colegii de la inspectorat pentru situații de urgență, că toată lumea știe de pompieri, dar până la urmă e cu mult mai complex, chiar și smurdul ține de ei și în ultimii 2 ani cât a fost pandemia, chiar și anul trecut cu problemele de la declanșarea războiului din Ucraina, cu refugiații care au trecut prin județul Hunedoara și unii au rămas, credeți-mă, cei de la ISU sunt prezenți 24 din 24 de ore pe teren și ori de câte ori este nevoie, sunt acolo unde e nevoie de ei și eu cred că eu mă simt în siguranță prin activitatea lor, iar dacă e să ne uităm la numărul de intervenții de anul trecut al colegilor de la ISU, chiar discutând cu domnul inspector șef Alin Asta, la numărul de acțiuni pe care le-au avut colegii de la ISU, doar sunt pe locul 3 în țară. Deci este una din cele mai active inspectorate pentru situații de urgență și cu rezultate, pentru că au salvat multe vieți și vor salva în continuare. Hunedoara este un județ cu multe provocări, inclusiv din aceste puncte de vedere al
cu tremure, inundații, incendii și așa mai departe. Bine că mai reușim să le și gestionăm pe toate acestea. Astăzi a avut loc și v-ați întâlnit în cadrul Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor din județul Hunedoara. Au fost emise, sau mă rog, ați validat cumva și câteva solicitări pentru obținerea titlurilor de proprietate, un subiect în continuare fierbinte pentru mulți dintre hunedorenii care așteaptă aceste titluri de proprietate, unii dintre ei de foarte mult timp, dar iată că reușiți să gestionați și reușiți să eliberați aceste titluri împreună cu Comisia, bineînțeles, că acolo sunteți mai multe instituții, practic, care discutați despre acest subiect. Da, deci azi a avut loc ședința lunară. Trebuie știut că în fiecare lună, la sfârșitul lunii, are loc ședința Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenului Hunedoara și pot spune că Comisia Județeană la fel. Dacă colegii de la ISU sunt pe primul loc în țară, și Comisia Județeană este prin numărul de titluri emise și date cetățenilor, suntem pe primele locuri în țară. Sunt mai multe titluri emise, de exemplu, compar doar cu un județ cu mult mai mare decât noi, județul Timiș. Da? Anul trecut, colegii de la instituția au fost la o întâlnire cu reprezentanții Agenției Naționale de Retrocedare a Proprietăților și chiar au spus acest lucru, că județul Hunedoara este unul din județe care a făcut cele mai multe retrocedări, că asta înseamnă că și-a desfășurat activitatea atât Comisia Județeană, dar și comisiile locale, pentru că în momentul în care un cetățean vrea să dovedească o proprietate asupra unui imobil sau unui teren, merge de prima oară la Comisia Locală de fond funciar, cum o cunosc toată lumea, își depune acolo actele, trece prin această comisie locală, iar abia după aceea vine la Comisia Județeană, care, așa cum spuneam, analizează și odată pe lună ia decizii. Bineînțeles că în cadrul ei sunt mai multe instituții, printre care cele mai importante, că este să le spun, este oficiul de cadastru, care el este cel care, până la urmă, CF-ul dovedește actul de proprietate emis de către instituția prefectului, dar și CF-ul înscris proprietate, iar acolo trebuie să se ajungă ca cetățeanul să fie cu proprietate în mână, dar și alte instituții, Agenția Domeniului Statului, pentru că și statul are în continuare, Direcția Silvică, Garda Forestieră, Direcția Agricolă, reprezentanții Consiliului Județean, Oficiul de fond funciar. Sunt multe instituții care fac parte alături de noi. Eu astăzi am prezidat ședința acestei comisii, însă președintele comisiei este domnul prefect Petru Călin Marian, însă eu fiind locțitorul de drept al dânsului, în ocazie când în care dânsul nu este, atunci eu conduc ședințele. Despre fondul funciar pot spune că activitatea de anul trecut, ca și o informare a ceea ce s-a întâmplat în cadrul celor 11 ședințe de anul trecut, au fost adoptate 200 de hotărâri, au fost validate 1205 cereri depuse, cu o suprafață totală validată foarte mare de 4 milioane de metri pătrați, iar asta s-a concretizat în 1635 de titluri de proprietate, doar anul trecut. Bineînțeles că există și contestații, există petiții, iar dacă oricare nu putem să... Contestații din partea cui? Din partea cetățenilor care nu sunt mulțumiți de către deciziile date ori de către Comisia Locală, ori de către Comisia Județeană, știm foarte bine. Noi putem valida o proprietate, un titlu, dacă corespunde legii și are toate elementele îndeplinite. Dacă nu, atunci este respinsă și are posibilitatea cetățeanul de a merge în instanță, iar în momentul în care instanța dă o decizie definitivă și executorie, pe aceea noi o punem în aplicare. Cum este firesc până la urmă. Deci în fiecare lună câteva zeci probabil de titluri, da, mă rog, câteva sute de solicitări aveți probabil și câteva zeci sunt eliberate în urma documentelor pe care cetățenii le aduc înspre dumneavoastră. Până la urmă e dreptul lor să ceară și dreptul lor să-și obțină dacă toate documentele sunt în regulă. Este foarte important să aibă actele și îndemn pe toată lumea să aibă actele de proprietate în regulă, chiar cei care le-au moștenit, le-au cumpărat, dar nu și le-au pus în punct,
pentru că nu mai pot încet, încet, dacă vor să investească în ele, vedem proiectul Casa Verde sau vor chiar să facă să le vândă, o investiție, că... nu mai pot obține finanțare pentru acest lucru și, bineînțeles, și la vânzare, mai devreme, mai târziu, va trebui să își pun actele. Este cel mai important să avem actele de proprietate în regulă, să le știm, că atunci putem face orice, putem să dezvoltăm, putem să dăm sau, bineînțeles, poate rămâne moștenire următoarelor generații și nu trebuie să se ocupe de această legală. Moștenire legală, nu trebuie să se ocupe de această problemă. Plătesc, mă gândesc, cetățenii pentru aceste titluri de proprietate? Nu sau? plătesc aceste servicii, sunt niște servicii publice făcute de către Comisie. Cetățenii, în schimb, trebuie să plătească pentru întocmirea documentelor cadastrale, un topograf, acelea trebuie să fie. Dar pentru eliberare nu se plătește. E bine de știut pentru cei care poate nu au decis până acum să obțină aceste titluri de proprietate. Faceți toți pașii necesari pentru că, iată, sunt multe oportunități până la urmă pe care le putem rata dacă nu avem aceste titluri de proprietate. Aș vrea să discutăm puțin, că timpul trece foarte repede, și aș vrea să discutăm puțin și despre ce înseamnă și UDMR la nivelul județului Hunedoara și despre proiectele, campaniile pe care le aveți în prezent pentru informarea sau, mai bine zis, pentru a ajunge și mai aproape de cetățeni. Deci, așa cum spun, UDMR face parte din arcul guvernal PSD-PNL-UDMR, iar în județul Hunedoara, prin mine, suntem reprezentați în instituția prefectului, dar colega mea, Mate Marta, este în Consiliul Județean, colegul meu, Bogocean Ferdinand, este viceprimarul municipiului Deva și mai avem colegi în instituții publice, dar și în același timp este reprezentată și la nivel național prin doamna secretar de stat Coace Dobol Izabela. Și fiecare își face treaba la locul lui, așa cum spuneam, dacă UDMR, spunem că împreună cu noi există o majoritate guvernamentală stabilă, confortabilă. Noi întotdeauna încercăm să ne facem treaba acolo unde suntem trimiși prin votul cetățenilor a comunității noastre, dar nu numai pentru cetățenii maghiari, ci pentru întreg județul, întreaga comunitate unde suntem, pentru că lucrăm pentru întreaga comunitate și, așa cum spuneam, dacă e o comunitate care se dezvoltă, asta este bine și pentru comunitatea maghiară și ceea ce întreprindem la reprezentanții noștri din guvern pentru a aduce fonduri în județul Hunedoara, o facem pentru întreaga comunitate. Iar dacă e să discutăm despre reprezentanții din guvern de UDMR, UDMR are 3 miniștri în acest moment în guvern și în acești 2 ani cât a trecut de la... Se păstrează acești 3 miniștri după rocadă? Da, se păstrează acești 3 miniștri după rocadă, pentru că, așa cum știți, rocada se referă doar la cele două partide semnatare UDMR ale rămâne ale acordului. Constant. UDMR nu este... UDMR este semnatar al acordului guvernamental al coaliției, dar rocada nu se referă la noi. Cei 3 colegi de ai noștri cred că și-au făcut bine treaba și rămân pe poziție, iar în cazul în care e să fie schimbat careva, este strict decizia internă a UDMR-ului. Mai avem aproximativ 5 minute din această emisiune, așa că trecem cumva în revistă pe repede înainte. UDMR demarează la nivel național o campanie de promovare și informare a rezultatelor guvernamentale. Vă vedem și în județul Hunedoara cu această campanie? Da, bineînțeles că da, campania suntem, o luăm pentru că avem unul dintre miștii noștri colegii de la sport și eu vin de acest domeniu, suntem cumva la mijlocul meciului acesta guvernamental, 2 ani de zile, mai sunt aproape 2 ani de zile, am zis că este important ca atât comunitatea noastră cât și cetățenii să știe cu ce am contribuit noi în această guvernare și demarăm începând de astăzi, 2 luni de zile, o campanie de informare Guvernăm pentru Comunitate. În această campanie o să avem întâlniri cu organizațiile noastre locale, dar și cu diverse categorii. Pentru prima oară o să organizăm întâlnire cu fermierii maghiari, cu întreprinzători, cu familii, cu pensionari, cu tineri, dar și cu pedagogi maghiari. La fiecare întâlnire va veni câte un reprezentant de al nostru de la nivel guvernamental
care va prezenta rezultatele guvernamentale din acești 2 ani și ce vrem să facem în continuare pentru cetățeni. Iar dacă e vorba de rezultatele guvernamentale, prin cei 3 miniștri ai noștri care sunt Cecchettila, domnul ministru al dezvoltării, Tanțuș Bornă la mediu și Novak Eduard la sport, care au și fost în județul Ondoara, ceea ce au promis aici s-au și ținut de cuvânt și aici dau doar câteva exemple de investiții. În Deva se va construi o creșă nouă și un bazin semiolimpic finanțat de către Ministerul Dezvoltării. La Hunedoara, în sfârșit, este pe pași repe și e o siguranță că se va construi noul stadion cu care ne vom mândri. Se vor construi 8 creșe, pentru că este foarte mare nevoie în județul Hunedoara prin Ministerul Dezvoltării. Iar dacă e, să spunem, de Ministerul Sportului, s-a promis că sala sportului din Deva va fi predată către autoritatea publică locală, iar acest lucru s-a și întâmplat în decembrie. Deci atunci UDMR și-a respectat cumva promisiunile, cel puțin la nivelul județului Hunedoara, ceea ce ați promis în campanie până la urmă, nu? Nu mai în campanie, am promis-o în urma activității noastre guvernamentale în momentul în care miniștrii au venit în județul Hunedoara față de conducerile OAT-urilor și în continuare vom susține toate proiectele care sunt benefice pentru în întreg județul Hunedoara. Ați fost încă de pe băncile școlii un lider al colegilor dumneavoastră, al tinerilor, mai apoi ați continuat această activitate de a-i coordona și de a aduce și proiecte pentru tinerii din județul Hunedoara și nu numai. Noi ne limităm acum aici doar la ce se întâmplă la nivelul județului. Ce aveți în cont sau mai aveți timp și pentru această parte, pentru a sprijini tinerii hunedoreni? Da, o fac timp, chiar dacă nu mai sunt la Direcția de Tineri și Sport, dar în continuare țin legătura cu colegii de la direcție și îi ajut în toate inițiativele lor. Acum, la nivel național, așa cum spuneam, colega mea care a fost lângă mine, cu care am lucrat, cu acest Izabela, este secretar de stat pe tineret în Ministerul Tineretului și Familiei și în această perioadă se face împărțirea, dacă ministerele au fost împărțite și sunt două, în județ acum se înființează cele două direcții, una de tineret și familie și una de sport, iar după ce vor fi înființate, să demarăm și să continuăm cumva proiectele începute încă de mine, de colegii mei. Aveți un proiect suflet pe care vi-l doriți să-l continuați? Sunt chiar două pe care vreau să-i ajut să continue. Este finalizarea hotelului de la Gioagiu și reconstrucția taberei de la Costești. Ambele sunt proiecte guvernamentale. Pentru tabăra de la Costești este prinsă pe fonduri europene pentru prima oară de către Agenția de Dezvoltare Vestref, cu proiectul trecut pentru ca tinerii să poată beneficia de programe de tineri, de tabere de calitate în continuare și cei din județ, dar și cei din țară. Da, și știu că aici există adresabilitate destul de mare din partea lor. Poate condițiile trebuie îmbunătățite, așa cum spuneați, dar iată că există proiecte în acest sens și ar fi bine să fie și aplicate, să le și vedem rezultatele acestor proiecte cât mai curând. Le vom face. De asta sunt acolo și eu și colegii mei să lucrăm pentru ei, să le finalizăm ca să poată să beneficieze cât mai mulți tineri de aceste programe, de aceste tabere, care din punctul meu de vedere mie îmi sunt dragi pentru că de acolo am crescut și acolo să mă întorc după ce voi termina activitatea în cadrul instituției prefectului. Întoarceți la prima dragoste, cum bineînțeles, se spune, și dacă discutam și în cadrul celălalt, că este foarte importantă educația în rândul copiilor și această educație și activitatea extrașcolară, educația non-formală este foarte importantă pentru dezvoltarea lor, pentru ca ei să fie niște lideri în cadrul comunității de mâine. Și avem nevoie de acei lideri. Avem. Pentru că mai scârțim, pe aici, pe acolo, mai scârție situația din acest punct de vedere. Și când vorbim de lideri politici cu adevărat, poate uneori, dar și când vorbim de lideri în rândul tinerilor, de ce nu? Avem nevoie de o voce puternică și de tineri aplicați în ceea ce fac. Da, ei sunt foarte aplicați. Dacă vedem acum noua generație care folosește tehnologia, au curaj, își spun ideile și eu îi îndemn să facă acest lucru pentru că este nevoie să vină cu idei noi și să-i ajutăm să le și pună în aplicare. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept aici la noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori.